Dacă vrem o Românie educată sau o Românie sănătoasă, este absolut necesar ca și în domeniile acestea, în educație și în sănătate, să facem ceva. Și strategia propune, n-am să intru acum în detalii, strategia propune măsuri concrete. Cu titlu de exemplu, pentru educație am propus adoptarea la nivel național a unui cadru transparent bazat pe criterii de performanță pentru asigurarea integrității concursurilor, de exemplu, de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, introducerea unui sistem care să descurajeze plagiatul, este o altă măsură, iar în materia, în sectorul sănătății, am reținut în strategie ca fiind importantă înființarea, în cadrul Ministerului Sănătății, a unui mecanism care să prioritizeze alocările bugetare și evaluarea deciziilor în Ministerul Sănătății și în Casa Națională de Asigurări de Sănătate.